câteva sute de credincioși români din Suedia au participat la slujba de înviere săvârșită în Biserica Parohiei Românești, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. În cuvântul pastoral, ierarhul a îndemnat la reașezarea familiei și credinței ferme pe vechile fundamente, avertizând asupra pericolelor privind formarea copiilor într-o lume dominată de relativism, materialism și egoism. Materialismul și puterea de a ne acoperi necesarul cotidian din câștigul realizat, ne imprimă sentimentul că noi suntem cei care am realizat toate cele pe care le avem prin propriile noastre puteri, fără ca Dumnezeu să mai fie acolo. Din acest punct, mai târziu, societatea occidentală normalizează relațiile noastre cu Dumnezeu prin autosuficiență și independență. Gândiți-vă, ce presiune este în inima pruncilor, a copiilor, care încă au nevoie de repere ferme și valori perene în viacurile acestea relativiste ale modernității târzii. Printre românii veniți pentru a primi lumină pascală s-au aflat și Alteța Sa Regală, Principele Radu al României și Ambasadorul României în Regatul Suediei. Este pentru prima oară când familia regală a României alege să fie prezentă de Sfintele Paști alături de românii din nordul Europei.